lăsat un public în extaz, a trăit zeci de emoții pozitive cântând timp de 3 ore live, acompaniată de două orchestre cu renume, Orchestra Fluieraș, condusă de frații Ștefăneți, și Orchestra Uniband Studio în frunte cu maestrul Oleg Baraliuc. Despre cine oare să fie vorba dacă nu despre frumoasa interpretă de muzică populară și ușoară, Adriana Ochișanu, fiind omageată, a hotărât ca acea zi să fie marcată și de un show inedit, cu genericul Lume, asta-s eu. Martie, Adriana Ochișanu a fost omageată și a hotărât să sărbătorească acea zi pe scena Palatului Național Nicolae Sulac, susținând un grandios spectacol intitulat Lume, asta-s eu. Publicul a fost foarte receptiv și biletele s-au vândut ca pâinea caldă, iar interpreta e delectat cu muzică bună și prezență de invidiat. Ce-a fost în viața mea jăna, a să-mi pune sufletul meu pe tine și-a să te chem în viața mea. Mai ne-a despărțit de cerea, parcă nici nu ne-am cunoscut. Știi că de mult visez și visam de fapt să-mi fac un spectacol doar al meu și vreau să vă zic că cel care a venit cu inițiativa și a zis că în data asta trebuie să fie ziua de naștere este Veceslav Busuioc, care mulțumesc din tot sufletul și televiziunii Busuioc mi-a fost alături și desigur publicului care a inundat sala Palatului Național. Ce să vă zic, am încă emoții, încă le trăiesc pentru că au fost emoții foarte mari. Un spectacol solo este, vă spun sincer, foarte greu, dar totodată și foarte, foarte nou, ceva pentru mine, o altă etapă în viața mea. Ce să vă zic, sunt foarte, foarte bucuroasă că mi-a reușit și vă mulțumesc că mi-ați fost alături. Adriana Ochișanu a interpretat cele mai cunoscute piese ale sale, dar și melodii în premieră, cum ar fi Totul pentru tine. I-am dedicat-o băiatului meu și cu tot dragul am cântat pentru că
Îmi iubesc din tot sufletul copilul meu și cred că fiecare părinte se va regăsi în această frumoasă melodie și am ținut neapărat să o cânt în acest spectacol și publicul a primit-o foarte bine. Adriana Ochișanu și-a bucurat publicul nu doar cu muzică bună, muzică de calitate, dar și cu ținutele sale. Am apelat că nu pot să fac din capul meu, pentru că vreau și vreau de fiecare dată să iasă totul bine. Sunt un om perfecționist și îmi place să iasă lucrurile bine. Am apelat la mult vestita designeră Jana Berezovski. Ea a avut grijă de ținutele mele, a avut grijă și mi-a creat stilul meu. Și mulțumesc din tot sufletul, pentru că eu o consider cea mai bună designer din Moldova. A depus mult timp și efort alături de cei care au susținut-o, pentru ca publicul să se poată bucura din plin de un spectacol de zile mari, deoarece a inclus o varietate bogată de melodii. Cu jumătate de an în urmă s-au început pregătirile și s-a lucrat foarte mult la acest spectacol, foarte multă muncă s-a depus, ați văzut scenografia, ați văzut ce lumini, ați văzut sunetul, chiar publicul am vrut să primească o plăcere și am vrut, ieșind de la acest spectacol, un pic să rămână flămând, ca să nu plictisesc și să vină din nou flămând tare la alt spectacol al Adrianei Ochișanu. 31 de piese, poate mai mult, nu mai țin minte, dar 31 au fost din start preconizate atâtea piese, am rezistat. Aplauzele m-au făcut să merg înainte și de fapt mi-au dat putere să cânt și le mulțumesc din suflet celor care au venit la acest spectacol, publicului meu. Și mulțumesc directorului general, pentru că de fapt este cel care m-a susținut și mi-a fost alături și mulțumesc din tot sufletul. Compozitorul și conducătorul orchestrei Uniband Studio, Oleg Baraliuc, și-a dezvăluit impresiile despre marele spectacol, dar și despre cum s-a descurcat interpreta Adriana Ochișanu la primul său spectacol solo. Normal, foarte bine ca o profesionistă. Chiar dacă se mai întâmplă, poate mai uită un cuvânt, este normal, este un concert viu, ea are emoții, are... Dar este profesionist, este ușor de lucrat. Atât cu Adriana, cât și cu invitatul ei, Florin Blaj, foarte bine. Deci primim o plăcere. Plus că și sculile sunt bune, și sonorizarea, și iluminarea, și în general. Eu am spus, tot ce se organizează de televiziunea Vâsăioc este bine pus la punctă și... Cel puțin unde am luat parte eu cu orchestra Uniband Studio, a fost așa, pus tot pe rafturi. Publicul este foarte cald, este receptiv, schimbul ăsta de ritmuri, de muzică populară, muzică ușoară, muzică balcanică. Eu cred că tempoul e foarte bun și e foarte ascendent. Marea majoritate a melodiilor interpretate de Adriana Ochișanu aparțin compozitorului Oleg Baraliuc. Și nu am ezitat să-l întrebăm cum se simte maestru în această postură. Am realizat abia astăzi când am ieșit în scenă că două piese nu mi-a aparțin și restul toate sunt ale mele, dar am făcut o repetiție înainte de seara mea de creație. Adică la moment când făceam repetițiile cu formația, nu mă gândeam că uite asta e piesa mea, uite asta iară e a mea, iară e a mea, dar așa e și așa a fost să fie. Mă bucur că are atâtea piese de muzică ușoară scrise de mine. Oleg Baraliuc a adresat interpretei și un mesaj de felicitare. Astăzi este ziua de naștere și eu personal îi doresc prosperare, îi doresc să aibă curajul și ambiția care o are, să o aibă mai departe, mulți ani înainte și să cucerească noi meridiane ale lumii. Radmila Popovici-Paraschiv, cea care a scris multe piese pentru Adriana Ochișanu, ne-a dezvăluit detalii despre colaborarea dintre ele. Tot țineam să ne întâlnim ani de zile. Am încercat prin verișoara ei, Victoria, și nici de cum nu ne întâlneam. Și prin maestru Baraliuc, cu piesa Fii fericirea vieții mele, în sfârșit am ajuns la vocea Adrianei, la sufletul Adrianei și iată a reușit acest text să-l interpreteze în... Nu mai țin minte anul, pentru că am impresia că o cunosc dintotdeauna.
Și de atunci drumurile noastre s-au legat. Următoarea piesă a fost Între noi fetele, cu Irina Bivol și cu Adriana și cu Anatol. Și zic eu că mai sunt piese de scris pentru Adriana. Cred că este totuși abia începutul, abia se deschide această floare, Adriana Ocheșanu, care va fi și va rămâne peste timp în mințile moldovenilor, românilor de pretutindeni. Mă bucur foarte mult că în sfârșit Adriana a arătat lumii cine este de una singură. Pentru că întotdeauna numele ei a fost asociat cu numele lăutarilor. Și este foarte frumos acest lucru că Adriana și de una singură știe să cânte, știe să convingă prin cântec și a demonstrat în acest concert ce mare har i-a dăruit Domnul și mă bucur foarte mult că a reușit acest concert cap-coadă, pentru că am avut foarte mari emoții. E o responsabilitate să moderezi, să interpretezi. Vocea a ținut cu ea până la urmă și am văzut reacția publicului. Deci, anume reacția publicului mi-a spus că Adriana este foarte îndrăgită și așteaptă publicul nostru mai multe și mai multe cântece din partea Adrianei. Radmila Popovici Paraschiv a scris multe piese pentru Adriana Ocheșanu, iar textiera susține că textele pentru interpretă sunt scrise foarte ușor, de parcă sunt dictate de îngeri. Niciodată nu număr. Și întotdeauna această întrebare mă jenează, deci nici măcar în procente nu pot spune, mai mult de jumătate de când am colaborat din interpretoriu ei, de când am început a colabora, cred că sunt scris semnate de mine pe muzica maestrului Baraliuc, dar și Adriana face muzică. Eu vreau să pun accentul pe altceva. Toate textele care vin pentru Adriana sunt scrise ușor, sunt ca și cum dictate de îngeri, pentru că avem o armonie și o comuniune sufletească care mă ajută foarte mult să-i cunosc sufletul și să știu ce vrea să cânte. Textiera Radmila Popovici Paraschiv a declarat că e nespus de fericită căci interpreta a reușit să susțină un spectacol solo și nu a ezitat să acorde și un mesaj de felicitare. Dragi telespectatori, e imposibil să nu îndrăgești o persoană cu un suflet atât de smerit, atât de deschis, atât de darnic cum este al Adrianei. Și dacă îl cunoști, nu-l mai uiți niciodată și te atașezi de el, pentru că Adriana este chiar o minune. Și îi doresc și ei, dar și domniilor voastre, să aveți aceeași iubire unii față de alții cum o am eu pentru ea și nu atât ca persoană, cât ca o interpretă a acestui plai care, într-adevăr, va duce faima ani și ani la rând în toată lumea. Interpreta nu a ezitat să acorde un mesaj pentru cei care au susținut-o, dar și pentru telespectatorii noștri. Dragii mei, sunt cea mai fericită că, în sfârșit, mi s-a îndeplinit visul meu cel mare. Vă mulțumesc că sunteți și am și o rugăminte să ascultați muzică de calitate, să fiți alături de artiștii noștri și alături de postul Busuioc TV. Vă mulțumesc din suflet!